Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Buzău pentru o altă partidă interesantă din această fază a optimilor de finală în Cupa României. FC Buzău o primește pe teren propriu în această după-amiază pe Dunărea Călăraș. Două echipe, evident, cunoaștem, care evoluează în eșalonul secund. Daniel Filip, Valentin Boiangiu, Mihai Ivan și Andrei Moise. În atac este Cosmin Grigore. Nu se respectă distanța deocamdată și este bară! Foarte bună execuția, ocazie mare, minutul 14, ocazie de 1-0. Șansă ratată de Paul Pațurcă, mijlocașul Buzăului, aproape să marcheze un gol fantastic. Rămâne 0-0 și revine omul care a trimis balonul în bara transversală a porții lui Ionuț Popa. Este execuție excelentă din afara careului. Alexandru Munteanu încearcă de la peste 20 de metri să-l surprindă acolo pe Popa. Revedem și din acest cadru excelent balon trimis de Alexandru Munteanu. Foarte multe lucruri nu mai sunt de spus. Dunărea Călăraș, aici este faul, lăsat avantaj foarte bine. Atenție! Reluarea lui Cosmin Grigore duce balonul departe peste poarta lui Cristi Avram. Însă pentru prima dată trupa buzoiană surprinsă. Aici este în primă fază un fault asupra lui Valentin Boiangiu. Până acum pentru Dunărea Călăraș, echipă care încearcă pe cât posibil să țină acest 0-0, dar nu se mai poate, este gol! 1-0, minutul 39, înaintea pauzei, vine și prima reușită a acestei confruntări. O problemă mare, încă o dată, în apărarea călărășenilor, aduce deschiderea scorului înaintea finalului de primă repriză. Pablo Gaitan, cu o reluare magnifică, reușește să deblocheze tabela pentru FC Buzău. Dunărea Călăraș 1-0, revedem aici. Cât de bine s-a descurcat Cristi Ciobanu. Pasează pe linia careului, iar Pablo Gaitan nu-i dă nicio șansă lui Ionuț Popa. O minge imparabilă. Și poate că de acest gol aveau nevoie elevii lui Cristi Pustai, la fel și băieții lui Marius Milea, pentru a încerca să joace, care are evoluție constantă bună. Ocazie de 2-0 aici și este gol! Superbă acțiunea capitanului celor de la FC Buzău, care în minutul 51 face 2-0. Acțiune magnifică a lui Cristi Ciobanu. Cu numărul 7, Cristian Ciobanu. O repriză secundă care începe cum nu se poate mai bine pentru trupa lui Cristi Pustai. Lăsat liber acolo Cristi Ciobanu are această acțiune de la mijlocul terenului. Dezorganizată total formația lui Marius Milea. Execuție impecabilă a capitanului Ciobanu, blanc acolo și execuție spre poarta lui Cristi Avram. Se schimbă puțin dinamica în ceea ce o privește pe Dunărea Călăraș. Minutul 57. Aici oportunitate bună, ratată de Dunărea Călăraș, pleacă de la linie FC Buzău. Dar mai avem ultimele două jucuri din această fază optimilor. Aici nu este offside, este oportunitate de 3-0 și este gol marcat de Candan, minutul 79. Însă reacția fundașului de la Dunărea Călăraș este ireală, cu ghilimele de rigoare. Un balon pe care impresia este că Marius Leca îl putea respinge. Nu știu ce a fost în capul fundașului de la Dunărea Călăraș. Candaș trece și el numele pe tabela marcatorilor, cumva dorind să mă contrazică puțin pentru absenteismul lui de care vorbeam mai devreme în zona ofensivă. Aici nu este offside. Iată ce face acolo, într-adevăr, Marius Leca. Trece peste balon, lăsându-l să intre în poartă. S-a gândit...